gustare și erau foarte bogate. Făcea diferența între bogat și sărac, pentru că un om de rând nu-și permite așa ceva. Și în gânfarea acelui bogat de aia, ce pană de ton, mama îngânfat, Aceasta este pânza de păianjen, semnifică pânza pe care au țesut-o păianjenii deasupra Domnului Iisus Hristos atunci când a uscut mama lui Fecioara Maria, ca să-l protejeze de insecte. Da. Vulturul reprezintă stema țării noastre. Cocoșul de Horeziu este altfel stilizat decât cocoșul de Valea Opeții. Peștele. Peștele reprezintă hrana țăranului, pentru că el, când pleca la muncile agricole, nu putea să ia ciobul cu ciorul pentru că se vărsa. Așa lua în coș peștele uscat, care era mai ușor de transportat. Mai și simbolul creștinității. Exact. Asta e peștele și... Eu văd simbolul de creștinitate. Mărgăritarul. Înflorirea mărgăritarului primăvara reprezintă pentru țărani timpul pentru punerea, semănarea porumbului, pentru că atunci pământul este cel mai fertil. Negru, de exemplu, se prepară foarte bine din coaje de anin și de arțar, la care se adaugă fiertura respectivă, se adaugă și oțet, dar se adaugă substanța chimică sulfat-feros calaican în termen popular, care nu prea se mai găsește. Care nu prea se găsește și e problemă. Da. Pentru că zona Olteniei, primul procedeu de golire este de golire. Noi avem o freză specială, făcută de noi, galațară, dintr-un burghiu simplu, tras pe toate părțile cu flexul și îl folosim pentru a face două găuri. Îl punem pe ou și începem să rotim stânga-dreapta până în ou se face o găurică care delimitează. Face amestecul între gălgănuș și aduș. Și acum îl prind în mâini, îl țin foarte bine ca să nu scape și supă. Ia! Nu, încercare copiată de la Suceava, din Bucovina, e așa practică. O simplă găurică, se face balbotajul, amestecul între gălbenuș și cu tot cu sârma, între gălbenuș și arbuș și într-un act de seringă îndoit, se introduce și se creează presiune, se suflă, se împinge aer în asta și automat iese, se golește fără probleme, fără muncă, fără suflă, să mai supli, să te ținui, să te mai ieși pe la guriță și după aceea se spală. Ar fi prima etapă de încondere a golului. Deci după ce le-am ales, după ce le-am golit, le-am spălat și le-am golit, trecem la prima mână. Și merge? Da. L-ai probat? Da. Bun. Să luați seama, să vedeți cât de repede, cât de repede, de ce folosește genunchiul. Se sprijină cu mâna. Îmi țin mâinile fixate, ca să nu-mi tremure. Așa. Uitați-vă bine. Asta e mai mare. Hai că o lași așa, lasă-o așa și de scriptură. Dumnezeu, vedeți? Vă fac mărgăritarul. Noi facem 10 simboluri, dar le lăsăm posibilitatea la copii să creeze și ei. Și da, fac mușcate, își fac floricele, ceruțe. Știu că Nea Tudor Diaconeasa, ultima dată, soția dumnealui, a inventat un nou motiv, nu că l-a inventat, l-a pus pe ou, ce i-a plăcut mie cel mai mult, mușețelul. Da, iar elevul ăsta care a venit cu premiul întâi de la Ciocănești, a făcut mănăstirea Căluiu, de unde venim noi, monument istoric din secolul XVI, cu rezonanță istorică deosebită. Sunt și aceste condeie de... vârful lor de grosimi diferite. Dacă încep cu unul, trebuie să termin tot... Uite, Daniela face întâi frunzele, la
Mărgăritar. Eu, amantă, floricele și apoi frunze. Fiecare cum s-a obișnuit. Acest meșteșug, am mai repetat și repet, necesită multă răbdare, migală și perseverență. Au încercat și încearcă foarte mulți. Da, fără ouă nu se poate. Bună completare. Și perseverență. Mulți au încercat, au abandonat și vedeți dumneavoastră riscul mare cu chestiile acestea de ceară fierbinte. Sperați că Dumnezeu să aibă un tic de ăsta nervos să arunce, să... Face o epilare ultra-rapidă. Exact. Rămâne fără păr și fără piele. În primul rând, fără piele. La ou, condiate la un ou? Păi când ai de muncă, te așezi la masa de lucru și până obosești. Până ne dorochi. Până cât mai lăcrimează, când mirosul de ceară, căldura. Îl introducem în vopsea, prima vopsea fiind galbă. Ținem acolo 10-15 minute, depinde de vopsea, de puterea ei, de tăria ei, și îl scoatem, îl lăsăm să se usuce pe un ziar, că e mai simplu, sau pe cartonul de o... Porțiunea care vrem să o păstrăm galbenă, o acoperim cu ceară. Observați. Pentru că urmează introducerea în cea de-a doua culoare roșie. Culoarea roșie. Roșu. După ce a prins culoarea roșie, îl scoatem, se usucă și trecem să protejăm și porțiunile de ou care vrem să le păstrăm pe culoare roșie. Și se acoperă cu ceară. Le acoperim cu ceară. Urmează cea de-a treia culoare și ultima, negru. Dacă mă uit bine, aproape jumătate din ouă sau chiar în totalitate sunt acoperite cu ceară în partea finală. După ce s-a prins și negru acesta, Daniel are alt procedeu, îl introduce în apă fierbinte. E posibil, am făcut și eu treaba asta, e posibil să se spargă. Eu am altă metodă. Îl pun deasupra sursei de căldură și cu o cârpă moale șterg pe porțiuni, șterg ceara de pe coaja ouă. Micuțărul frumos, micuț inimioară jos, pe lunga ultițului când m-ai sărutat întâi. Micuțărul frumos, micuț inimioară jos, pe lunga ultițului când m-ai sărutat întâi. Au și ua, ce frumosă-i dragostea, au, viața-i frumoasă, cu larul meu în casă. Au și ua, ce frumosă-i dragostea, au, viața-i frumoasă, cu larul meu în casă. Micuțărul frumos, ești vremnic și arătos, tu faci oale și ulcioare și le vizi doar la cucoane. Micuțărul frumos, ești vremnic și arătos, tu a, o bogeacă-i frumușa,